Comisarii Gărzii de Mediu au amendat primăria Șcheia cu suma de 10.000 de lei pentru groapa de gunoi clandestină de lângă râul Suceava. Deșeurile se întindeau pe o suprafață de teren de 10.000 de metri pătrați, după cum ne-a declarat Adriana Iordache, șefa Gărzii de Mediu. Așadar, primăria a primit câte un leu amendă pentru fiecare metru pătrat de teren acoperit cu deșeuri. Adriana Iordache ne-a mai spus că în timpul verificărilor, comisarii de mediu l-au prins în flagrant pe un angajat al primăriei, în timp ce îngropa deșeurile cu ajutorul unui utilaj. Groapa de gunoi a fost descoperită de studenții Facultății de Silvicultură a Universității Ștefan cel Mare. Tinerii au filmat deșeurile și au publicat înregistrarea pe Facebook. În imagini se văd grămezi mari de resturi din construcții, gunoi menajer și cauciucuri. Din păcate, la Șcheia, problema gunoiului este scăpată de sub control. La începutul lunii martie a mai fost descoperită o groapă de gunoi clandestină pe un deal, în apropiere de cartierul Romilor. Și în acest caz, comisarii de mediu au aplicat un avertisment și i-au cerut primăriei să facă curățenie, lucru care s-a și întâmplat.